ne place nespus perioada sărbătorilor de iarnă, în care atmosfera devine caldă în ciuda temperaturilor de afară. Se aud colinde în jur și miroase a praf și cozonac. Copiii din cadrul ansamblului Estrada Copiilor își transmit gândurile frumoase de Crăciun prin cânt. Ca în fiecare an, aceștia au venit să ne colinde, aducând cu ei atmosfera de sărbătoare. Care e colindul tău preferat? De Crăciun, de Elena Gheorghe. Ce înseamnă pentru tine sărbătoarea Crăciunului? Înseamnă o sărbătoare foarte frumoasă. De ce? Pentru că toată lumea se bucură de această sărbătoare. Am vrut să arăt lumii cine sunt în primul rând și că vreau să împărtășesc foarte multă bucurie oamenilor. Ce înseamnă pentru tine sărbătoarea Crăciunului? Nașterea Domnului și bucurie. Am venit să vă colind deoarece vreau să arăt lumii ce pot. Am venit să vă arătăm că putem, că suntem un ansamblu unit și că munca noastră a dat roade. O muncă foarte grea. Pentru Crăciun ne pregătim foarte mult cu aceste colinde, avem și coreografie la ele și vrem să aducem bucurie în sufletele oamenilor de Crăciun. Ce înseamnă pentru tine sărbătoarea Crăciunului? Înseamnă reîntregirea familiei. Pentru că de Crăciun toate rudele se vin acasă din străinătate sau de unde sunt și vom fi atunci cu toții.